Atât de frumoasă, dar uite că din nou s-a norat. Anglia, of course, why not? Pentru că în ultimele zile nu știu cum este pe la voi, dar noi avem o vreme, nu vreau să folosesc cuvântul oribil, dar o vreme nu atât de frumoasă, nu mai e norată. Cred că se noptează de pe la două, efectiv plouă într-una, în vreo câteva reprize pe zi. În fine, lăsând asta deoparte, vreau să vă zic bună dimineața sau bună ziua, cred că este 11 și ceva deja. Tocmai am ieșit de la unghiuțe și din câte vedeți mi le-am făcut bej, pentru că le avusesem lungi, m-am cam săturat de ele, nu prea mi este comod să am unghiile lungi și după sărbători nu mai am nevoie de unghii atât de lungi, așa că am nevoie ca să fie cât mai comod să machiez. Și dragilor, despre ce o să fie clipul de astăzi? M-am gândit ca, nu primul clip din 2024, dar al doilea, pentru că deja am postat clipul cu favorite, m-am gândit să filmez un daily vlog, pentru că n-am mai făcut-o de foarte mult timp și pentru că în clipul de astăzi vreau în special să vă arăt cum îmi organizez eu agenda, cum îmi organizez eu anul, pentru că am postat acum ceva timp pe canalul meu de YouTube un videoclip despre productivitate și nu anul trecut, nu la începutul anului 2023, dar la începutul anului 2022, în care v-am arătat eu acolo cum îmi organizez agenda. V-am mai spus niște recomandări de cărți, am vorbit despre obiective, despre productivitate, organizare și așa mai departe și am văzut că v-a plăcut foarte mult, deși acel videoclip a fost destul de spontan, să zic așa, și m-ați rugat să mai fac. Așa că anul trecut nu am făcut, deși am cam aceeași tehnică, adică îmi organizez la fel anul. Desigur că mai am și câteva noutăți, pentru că în fiecare an evoluez și am obosit să-mi trag puțin sufletul. În fiecare an evoluez și descoper și un noi tehnic, să zic așa, de organizare și în care să-mi organizez eu mai bine anul, ziua, săptămâna, viața și așa mai departe. Și despre asta va fi în mare parte videoclipul de astăzi.
Dar, ca să fac acest lucru, am nevoie de o agendă, pentru că nu mi-am cumpărat încă o agendă pentru anul 2024. Deși am o agendă destul de simplă, dar o să vă arăt și vouă, pentru că mie îmi place să îmi cumpăr o agendă care să le aibă pe toate. Eu sper că o să găsesc. O să merg într-o librărie imediat sau în Poland, depinde unde o să găsesc. Am nevoie de o agendă care să le aibă pe toate, și anume să aibă și calendar, să aibă și ceva spațiu pe la începutul agendei ca să-mi scriu obiectivele. Nu o să intru în foarte multe detalii aici. O să vă spun eu când o să găsesc agenda perfectă. Dar am nevoie de o agendă mai specială, să zic așa. Și fiindcă tot aveam astăzi programare la unghii, am zis să merg și în oraș după ce îmi fac unghiile, ca să-mi iau agendă și să-mi iau ce mai trebuie. Cred că o să merg mai întâi de toate să-mi iau niște sandwich-uri, pentru că n-am apucat astăzi dimineață să mănânc. Mi-am băut doar apa cu lămâie și atât. Deci m-am machiat efectiv în 10 minute. Machiaj foarte, foarte simplu. N-am apucat să vă arăt nici outfit-ul. O să vi-l arăt acasă când o să mă întorc. Am fost efectiv pe grabă. Nu știu cum sunteți voi dimineața, dar e în ultima perioadă. De-abia mă trezesc, plus că m-am culcat destul de târziu aseară, pentru că am editat videoclipul care trebuie să intre înainte acestui videoclip. Astăzi este joi și trebuie să și termin videoclipul cu favorite ca să-l fac public. Deci cam despre asta va fi astăzi. Mi-am făcut unghiile, mergem mai întâi de toate la Tesco, pentru că m-am spus să-mi iau niște sandwich-uri, pentru că nu cred că o să am timp să gătesc astăzi. După care o să mergem la Poland să văd dacă găsesc niște carnețele și de asemenea vreau să văd dacă găsesc un tablou. Dacă vă amintiți, în videoclipul în care v-am arătat eu studioul meu de machiaj, vă arătasem eu niște tablouri foarte drăguțe pe care le cumpărasem din Poland, cred, din Pepco. Și zilele astea, deci efectiv, mi s-a rupt agățătorul care stă pe perete, da? Și am nevoie să-mi cumpăr un alt tablou. Așa că sper o tare mă că astăzi o să găsesc tablou în Pepco, pentru că a rămas doar cu două și nu arată frumos. Așa că o să merg și prin Poland, pentru că acolo se găsește Pepco și de asemenea vreau să mai merg către și pe Superdrag sau Boots, nu știu care o să fie mai aproape, pentru că am nevoie de niște produse de păr, mi s-au terminat și până îmi comand eu niște produse pe care vreau să le încerc, am zis să-mi iau ceva deocamdată, așa că o să traversez strada și mergem mai întâi de toate la Tesco. Și nu mai fost o groază de timp în Superdrag. Așa că o să mă uit ce mai este pe aici, chestii de make-up. A, știți ce vreau să vă arăt? Mina se găsește și în Superdrag. Uitați cât de multe bucătuse au aici afișate. Și, a, știu, voiam să mă uit la coșurile acestea, pentru că mi s-a terminat. Și voiam să mă uit și la nuanța în 257. Îmi fac imediat niște swatch-uri pe mână să vedem, pentru că nu pot în timp ce țin telefonul. Cam acestea sunt toate produsele. Uitați cât de multe au. Știți că am foarte multe favorite de la ei. De exemplu, rujurile acestea, creioanele sunt absolut geniale. Am și rujurile din gama aceasta, am și rujurile din gama aceasta. Ah, uite, blush-ul. Eu l-am doar în... Asta e? Nu, asta e norul stick. Asta cred că e. Nu, nici asta. Blush-ul, ce doar asta e? Cel pe care l-am eu lichid. Văd că nu este aici, mai am fonuri de ten, am testat încă de la ei. A, apropo, sprayul acesta de fixare a machiajului este absolut genial. Cu finish glowy, undeva este foarte frumos. Recomandarea la fel este absolut minunat. Și niște farduri din gama aceasta cremoasă am. L-am pe ăsta, pe ăsta, unul negru, cred. Cam așa arată swatch-urile. Acesta din mijloc este numărul 257. Asta este 503, dar nu prea mai are în el. Este cel pe care l-am eu. Și este o nuanță de bază, dar îmi place foarte mult și acesta, 257, iar primul nu-mi place, nu știu ce număr, e 114, cred, e mai roșie, de așa mai portocaliu și nu-mi place. Dar cred că o să-mi iau pe acesta, pentru că este un nude absolut super. Ce bine că este pe stoc și văd că au aici Milani, doar că nu au foarte multe produse. Rujul pe care îl caut eu este cel Milani Amoremat, dar nu este aici, așa că nu o să-mi iau nimic.
Avem aici Max Factor, Studio London, Evolution, Maybelline, Rimmel, Elf. Vreau să mă duc și la Elf, că de obicei au chestii super ok. Acestea sunt doar oje care nu mă interesează. Mi-am făcut deja unghiuțele, collection. Au niște produse foarte accesibile și destul de ok. Am blush-ul. Apropo, blush-urile acestea sunt geniale. Cred că asta este nuanța pe care o am eu. Ok, stați un pic să mă uit. Da, roz 6. Este foarte naturală, deși aici pare că este mai galbenă, nu este așa. Și ce mai au pe aici? Acesta la fel este ok. Știți că v-am arătat eu într-un tutorial sau câteva tutoriale, dar l-am dat mai departe deja, mamei mele sau nici nu mai știu cui l-am dat. Este ok, dar mă rog, este mai, nu pot să zic că mai impresionat cine știe ce, dar este un produs ok. N-aveam nevoie neapărat de el închid. Deriem la fel. Este un brand destul de ok, accesibil. Știți ce îmi plăcea de la BRM? Apropo, am asta, paleta asta de iluminatoare. Îmi plac paletele acestea de ochi. Stai să le arăt. Dacă pot să le deschid, acestea. Sunt foarte, foarte drăguțe și par că au niște farduri foarte cremoase. Uitați cât de frumoase sunt nuanțele. Mă rog, este cam murdare, dar nuanțele sunt foarte, foarte frumoase. Și mai sunt acolo câteva nuanțe. Câteva palete, de fapt, cred că cu 3 sau 2. Să vedem ce găsim pe la Elf. Uitați fardurile acestea cremoase. Sunt foarte bune, să știți. Știți că vă vorbeam eu despre nuanța aceasta pe care o am eu. Nu știu cum se numește. Nu mai știu, dar este nuanța asta. Uitați că scrie aici. Cred. Da, Sand Dune. Sand Dune este nuanța pe care o am eu. Dar văd că au și mai multe nuanțe drăguțe, așa mov. Un persiciu, un galben, un maru mai închis. Și concealerele acestea din gama Hydrating Camo Concealer, știți că îmi plac foarte mult. Au foarte multe nuanțe, din câte vedeți. Și nu mi-am luat produse de păr din super drag, nici nu mai știu de când. Sau din Boots Lifter, adică din mass market. Dar chiar am nevoie de o mască, așa că nici nu știu ce să aleg. Să vedem imediat. Așa iese de fiecare dată din magazinul de make-up cu swatch-ul pe mână. O să vă arăt acasă ce mi-am luat, pentru că mi-am dat seama că mai am nevoie de ceva. Și mi-am dat seama că nu mi-a băut cafeaua încă astăzi și este ora 12. Abia aștept să merg acasă să mă beau, pentru că dacă trece de ora 12 și mi-am băut cafeaua, mă doare capul groaznic. Asta pentru că am o dependență de cafea. Nu beau foarte mult, doar o cafea pe zi, dar dacă nu beau de zi, și m-am învățat deja să beau multe zile la rând, adică în fiecare zi mă doare capul dacă nu beau. Și nu vreau să-mi iau din ucaș, deși aș putea să trec la Costa sau Nero, dar nu-mi place cafeaua de acolo. Cea mai bună cafea pentru mine este cea care mi-o fac eu acasă, cu cât lapte vreau, cât de puternică să fie. Stați un pic, am cad de geantă. Așa că mai am răbdare și o să-mi beau cafeaua acasă împreună cu sandwich-ul pe care mi-am cumpărat. Acum vreau să merg să-mi caut agenda și după aceea o să merg la Poundland să văd dacă trebuie să stau plou și de ce mai am nevoie de acolo. De fapt, o să vedem ce mai este. Și cred că asta este librăria. Nu mai știu sigur, dar anul trecut la fel îmi căutam o agenda și doar aici am găsit. Am găsit-o pe cea care, de care avem nevoie, așa că haideți să vedem dacă găsim agende, pentru că aici sunt multe, multe cărți. Și sunt doar astea de aici. Și anul trecut, la fel, venisem, cred că pe 2, pe 3, nu mai știu când, și le aveau și la reducere, să știți, dacă vă căutați agende și mergeți prin librării, mai bine mergeți după întâi, că sunt la reducere. Ia să vedem. Să știți că anul trecut mi-am luat o agendă de genul acesta. Vai, și mi-a plăcut atât de mult și cred că tot de asta mi-o iau. Ce bine că am găsit-o iar. Este exact agenda de care am eu nevoie. Și anume, stați că vă zic imediat, o să mă uci la cealaltă. O să răsfăiesc mai bine acasă, pentru că nu pot să vă arăt acum, dar adică la fiecare început de lună are aici spațiu în care pot să-mi planific luna. Aici, mă rog, scrie January buget, dar eu de fiecare dată îmi scriu rezultatele lunii respective, adică ce sarcini am rezervat, ce accomplishment, adică nici nu știu cum să vă zic în română. Și aici am un calendar în care îmi planific eu postările pe social media. Are de asemenea și multe pagini pentru notițe. Cam așa arată zilele, adică fiecare zi. Este puțin spațiu, dar eu m-am descurcat.
de spațiul acesta, la fel am nevoie, deci este minunată și cred că tot pe asta mi-o cumpăr și este la fel, cu albinuțe, doar că scrie 2024. Și aceasta este drăguțică, doar că nu are tot de ce am eu nevoie, adică doar niște pagini numerotate, adică pe zile. Și aici doar așa, nu am nevoie doar de tot, am nevoie de ceva mult, mult mai complicat, ce mai e pe aici. Ai, și asta e foarte drăguță, ia să vedem. Okay. Să vedem conținutul, că acesta mă interesează. Ah, și aceasta este foarte drăguță, cred că ar trebui să aleg. O să mă uit imediat după conținut. Și asta cred că este la fel, doar că este pe galben. Și chiar sunt foarte multe, ai de unde să alegi. Acestea două sunt identice, una este pe galben și una este aceeași pe care am avut-o anul trecut, adică cu albinuțe și nici nu știu pe care să iau, dar cred că tot pe asta cu albinuțe, pentru că mi-e tare dragă și îmi cam place galbenul ăsta. Se pare galbenul ăsta prea țipător. Și aceasta este foarte drăguță, voiam să vă arăt pe aceasta, uitați ce drăguță e. Are poezii la fiecare început de lună sau an, foarte drăguță, nu știu dacă sunteți pasionați și eu sunt pasionată, doar că nu vreau să fie acest lucru în agenda mea. Și aceasta este foarte drăguță, doar că conținutul este puțin diferit. Până la urmă o să o aleg tot pe aia. Și mi-a tras atenția și asta, pentru că este micuță, adică pentru geantă este același conținut, doar că este mai micuță. Foarte, foarte drăguță, deci asta este preferata mea și mai sunt pe aici. Uitați cât de frumoase sunt. Deci eu sunt un fan de agende. Îmi place să colecționez agende și să le scriu, să le umplu, efectiv. Cam așa arată Poundul. Se găsește aici pe acolo, câte vedeți. Și sunt foarte multe chestii ok, la prețuri ok. Am nevoie de niște șevățele din acestea de machiante. Și care sunt pe casă, sunt. Și aici găsiți agende. De tot felul, doar că nu știu, că îmi plac. Îmi place conținutul special, m-am uitat la asta, doar că, nu știu, prea mică este. Și, în general, spațiile acestea sunt prea mici, prea îngust. La urmă, tot aia nu e mai bună, dar în caz că vreți să căutați agende în Pepco, găsiți și aici. Și acesta e interesant, doar că încă îmi place să am chestii de genul ăsta așa mari, să le-am puse pe undeva, să... Nu știu, parcă ocupă cam un loc. Cel mai bine pentru mine este o agenda. Și aici la partea de home, să vedem dacă găsesc. Mai ce vaze drăguțe? Foarte drăguțe sunt acestea. Și oglinda asta. Și vazele astea. Cred că vreau o lumânare. Un pic și aceasta este cu pumpkin. Cred că este de pe la Halloween. Dar nu nimic, îmi place. E vaze și frumos. Așa. Și nu mai este niciun tablou. Au rămas doar din astea mici. Să știți că magazinul este aproape gol după sărbători. Sper tare mult că o să aducă din nou, pentru că am nevoie. Erau așa și foarte mari și medii și din alea care am eu. Foarte, foarte multe, doar că au rămas doar din astea mici, de care chiar nu am nevoie. O să mai vin, o să mai vin și sper tare mult să găsesc. Tii, mami, tii, tii, ți-a fost tot de mine, ți-a fost tot de mine. Și după cum v-am promis, am zis că când o să vin acasă, o să vă arăt outfit-ul. Aceasta a fost ținuta mea de astăzi. Îmi place foarte mult acest palton, deci efectiv sunt îndrăgostită. A fost cadou de Crăciun anul trecut. Este din M&S. Cred că și anul acesta l-am văzut prin magazine, dar îl ador în special pentru culoarea aceasta de royal blue. Ador, ador albastrul, cu siguranță v-ați dat deja seama că este una dintre culorile mele preferate. Și este și super călduros, de fapt, cam așa ar vine înăuntru. Nu este blănos și pe dinăuntru, dar este super călduros și îmi place foarte mult să-l port iarna, pot să zic în decembrie, ianuarie, cam așa. Sub am un pulover pe gât, care este din Zara, pe care efectiv îl ator și îl port de când l-am cumpărat în continuu, cred că de acum câțiva ani. O pereche de blugi negri și aceste cizme, care le am la fel de foarte mult timp de când eram în România. La fel au fost cadou de Crăciun și cred că sunt din Debenhams, sunt din piele întoarsă și sunt super, super calitative. Și gentuța, care este la fel de foarte mulți ani, din Mango. Și vă spuneam mai devreme că lipsește un tablou, să fac așa,
și anume acela de spatele meu, pentru că, de fapt, el se găsește aici. Am spus eu că s-a rupt agățătoarea de aici și nu mai am cum să-l agăț sus și stă deocamdată aici, până când o să găsesc altul, să-i schimb chestia asta în alt tablou. De fapt, acel tablou vreau să-l folosesc ca să-mi fac vision board. Dacă să vă spun mai multe despre acest lucru atunci când vom vorbi despre organizarea agendei. Și în caz că nu v-am făcut cunoștință cu Elsa, uitați-o aici, uitați ce păr frumos are. I-am făcut o coafură acum foarte mult timp, înainte de sărbători, și n-am apucat să-i mai fac mai multe, dar cu siguranță o să fie cea mai bună prietena mea de acum încolo, pe care o să exersez toate coafurile mele. I-am făcut puțin machiaj și am pus gene la cererea soțului meu și cam așa arată. Și ce vă spuneam mai devreme despre vremea din Anglia, deci efectiv dimineața era foarte frumos și soare și acum este ora 1, niciunul cred că nu este și s-a norat, mai nu plouă, e întuneric, zicele este ora 4. Am cumpărat așa un mildil, de fapt două, ceea ce este super interesant, dar foarte multe supermarketuri aici în UK. De fapt, în ultima perioadă am văzut că dacă vrei să-ți cumperi un sandwich, poți de asemenea să-ți cumperi și un snack sau o băutură. Deci toate la pachet de 4 lire, 3 lire și ceva, ceva de ce, nu mai știu sigur. Pe când doar sandwich-ul e 3 lire, deci e super convenabil și mai luăm așa câteodată din când în când, când avem timp să facem mic dejun sau lunch, poate. Așa că astăzi am luat niște role din acestea, tip shawarma, ceva de genul. Soțul meu îmi place foarte mult cu chicken și mie mi-a luat un sandwich care este tot cu chicken, ce mai are deci ceva fresh roșie, cât cu cașcaval, niște verdețuri pe aici și două smoothie-uri, care nu știu dacă neapărat sunt preferatele mele, care sunt bunicele, dar nu pot să zic că sunt preferatele mele neapărat și pe care le cumpăr foarte des. De obicei cumpăr foarte rar sucuri, prefer apă, dar fiindcă era la Melville, am luat smoothie și nu suc și două dacă nu pot pe aici, care le sunt destul de bune. Acestea sunt un tarachită, cred că acesta este cu peanut și chocolate. Și vreau să-mi continui de editat videoclipul care o să apară înaintea acestuia, și anume este vorba despre favoritele anului 2023. Deși am editat ieri mai toată ziua, am editat jumătate din clip, mai am de editat jumătate, ceea ce înseamnă că clipul va fi destul de lung, pentru că am foarte multe produse și în caz că deja l-am postat, o să vă las linkul aici să-l vedeți. Și înainte de a mă ocupa de acest lucru, am zis să vă arăt rapid ce am cumpărat din Superdrug și din Poundland. Deci, din Superdrug, aceste chestii care nu cred că mai trebuie să zic ceva despre ele, am cumpărat niște dischete de machiante. Deși am cumpărat de foarte multe ori dischete de la Poundland, până acum erau ok, dar ultima dată când mi-am cumpărat, am văzut că parcă curg așa niște fulgușori din ele. Chiar nu mi se pare ok absolut deloc, așa că am zis să-mi iau deja de la Superdrug, pentru că am mai luat de la ei și mi s-au părut super ok. Și am găsit așa pachetel care conține 3 role de dischete, așa că este binevenit. Și cred că a costat 2,50 lire, era la reducere. Tot din Superdrug mi-am cumpărat acest ruj de la Mina, din câte v-am spus, o să vă fac imediat și swatch-ul să-l vedeți mult mai bine. Acest ruj mat despre care v-am tot vorbit se numește The Longwear Lipstick. Îmi plac foarte mult rujurile din această gamă pentru că sunt super rezistente, au o textură super catifelată, nu usc absolut deloc buzele și are niște nuanțe absolut superbe. Nuanța pe care am avut-o eu, de fapt mai am puțin din ea, este numărul 503. Aceea este o nuanță universală potrivită absolut tuturor, dar și aceasta mi se pare o nuanță foarte frumoasă. Este un nude absolut superb. În continuare mi-am luat acest gel antibacterial pentru că mai am foarte puțin și este absolut necesar pentru kitul meu de make-up artist. Și mi-am luat această mască de păr de la L'Oreal din gama Elviv sau Elsiv. Știu că în România se numește Elsiv,
Aici în Anglia se numește Elviv și am văzut că au scos mai recent această gamă pe MOV și să fiu sinceră cu voi, mi-a recomandat această gamă doamna la care merg să mă vopsesc, a zis că chiar este foarte bună, spre deosebire de alte produse din mass market, așa că am fost foarte curioasă să testez acest produs și puteam să-mi iau condiționerul sau balsamul, dar am zis că mai bine îmi iau masca pentru că de obicei măștile sunt mult mai concentrate și hidratează mult mai în profunzime. Fiindcă mai am din șamponul de la Oelo, am zis că până o să-l termin să mai iau ceva, un produs de hidratare, anume un balsam sau o mască, așa că mi-am luat această mască și când o să le termin vreau să încerc niște produse noi și anume sunt foarte curioasă să încerc produse pentru îngrijirea părului coreene. Așa că până o să plasez comanda pe internet mi-am luat acest produs. Cam atât am luat de la Superdrug și haideți să vă spun rapid și niște prețuri. Rujul acesta de la Mina, să știți că a costat 15 lire. Această mască de la L'Oreal a costat 8 lire și acest hand gel a costat, cât a costat? Cât cu 1,50 lire. Și din Poundland mi-am luat în primul rând această lumânare absolut superbă, care miroase absolut divin. Miroase așa foarte, nu știu, parcă mai mult de Halloween. Pentru că v-am spus că are un pumpkin, un dovlecel pe ea. Vai, cum miroase! Are un miros foarte, foarte dulce. Parcă așa de turtă dulce. Mi se pare așa super crăcinistică. Deși au trecut deja sărbătorile, este absolut minunată. Îmi place foarte mult să am lumânări parfumate. Și, ups, era să sparg asta. Și mi-am cumpărat și niște șervețele de unică folosință. Îmi place foarte mult să cumpăr aceste șervețele. Le puteți găsi în Poundland și cred că se mai găsește și în Lidl, dar, nu știu, în ultima perioadă, parcă în Lidl nu prea le găsesc. Sunt niște șervețele antibacteriale cu care șterg măsuța de lucru, cu care dezinfectez orice, absolut. Mi se par foarte rapide și foarte comode. Mi-am luat două și mi-am mai luat niște șervețele demachiante cu care nu mă demachiez. Să știți că niciodată nu folosesc pe tenul meu șervețele din acestea demachiante, mi se par super agresive, dar le iau de obicei pentru că îmi demachiez mâna. Ați văzut că de fiecare dată am swatch-uri sau produse de machiaj pe mână și mi este mult mai ușor să mă demachiez cu ele, adică să-mi șterg produsele de pe mână cu acestea. Acesta a costat 50 de pii, acestea cât că o lire de fiecare și lumânarea asta a costat 4 lire, ceea ce mi se pare super ok. Pentru cât de mare este și cât de bine miroase. Și agenda aceasta drăguță deja v-am arătat-o acolo în librărie. Este foarte frumoasă. O să intrăm mai amănunțit în ea, cred că mâine deja, pentru că astăzi efectiv nu o să reușesc. Îmi doresc foarte mult să termin videoclipul și să-l și public. Așa că o lăsăm pentru mâine și văd că de fapt era 16 lire, dar pentru că a fost la jumătate de preț, am dat 8 lire. Ceea ce mi se pare absolut minunat pentru ceea ce cuprinde. Spaces revolving around, dilate as we hide. We've been here all alone. This is how I remember exploring your mind as our.
Uite, na. Și că tot vreau să-mi continui și anul acesta alimentația mea sănătoasă, astăzi vreau să vă arăt rapid un mic dejun absolut delicios pe care îl fac foarte des. Nu foarte des pe săptămână, pentru că nici este un pic mai mult timp. Și o să vă aduc un pic mai aproape ca să vedeți ce am cumpărat din Sainsbury. De fapt, haideți să vă arăt ce am cumpărat rapid din Sainsbury și după o să vă arăt rețeta micului meu dejun sănătos, dar și absolut delicios. În primul rând, pentru această rețetă am nevoie de o pâine proaspătă. De fapt, poate să nu fie și proaspătă, dar să fie neapărat foarte bună. Îmi place foarte mult să cumpăr această pâine din Sainsbury. Cu siguranță m-ați văzut mai devreme când am luat-o de pe raft. Este absolut delicioasă, este din cuptor. Uneori o găsesc chiar și caldă. De asemenea, pentru acest mic dejun, îmi mai place să folosesc o pâine, nu știu dacă este în România, pe care o cumpăr din Lidl cu semințe. E așa un pic mai ovală și are foarte multe semințe. Nu este albă, apropo, asta este albă. Acela nu este albă, este, cred că, din făină integrală și cu multe semințe. La fel, este foarte delicioasă. De asemenea, mi-am luat și niște somon afumat, pentru că, efectiv, ador somonul afumat. Și avocado. N-am nevoie neapărat pentru această rețetă, dar... Nu știu dacă v-am spus vreodată, eu sunt mare fan produse de patiserie. Tot ce înseamnă prăjituri de patiserie, gogoși și tot ce se găsește prin Lidl, Sainsbury, Tesco, aici în Anglia, dar și în România, cred că cu siguranță. Și astăzi am luat niște gogoși din acestea rotunde, cu zahăr, nu au nimic înăuntru. Sunt acolo și cu cremă de vanilie și cu gem, dar cred că acestea sunt preferatele mele. Și de obicei, când mi-este poftă de gogoși și nu am timp să fac, îmi cumpăr de la Sainsbury, pentru că sunt cele mai bune din punct de vedere. Sunt exact ca acelea pe care le fac eu. Desigur că eu am mai multe rețete pe care le fac câteodată, când am mai mult timp la dispoziție. Dar acestea uneori la fel le găsești calde și sunt moi și pufoase, sunt absolut geniale și să vă spun un secret. Cred că aproape în fiecare dimineață la cafeaua mea de dimineață îmi place să beau cu cafeaua ceva dulce, fie o gogoașă, fie din nou o prăjitură de patiserie, fie un croissant, fie o ciocolată micuță, fie ceva, nu știu, ceva dulce. Deși nu este chiar atât de sănătos, dar na, acesta este ritualul meu și pentru mine funcționează. Pe lângă alimentația mai sănătoasă pe care o am, să zic eu, nici foarte sănătoasă, că cât de sănătos se poate, a? Oricum, tot ce găsim prin magazine astăzi nu este chiar atât de sănătos. Deci, pentru acest mic dejun aveți nevoie de pâine proaspătă, în primul rând, deși puteți să folosiți și feliată, doar că este mult mai gustos acest mic dejun cu pâine proaspătă și, în general, în ultima perioadă nu prea mai cumpăr deloc pâine feliată. Am impresia că stă prea mult în pachetele acelea, are un termen prea mare de valabilitate și eu cred că nu e chiar tocmai sănătoasă, de aceea când mi se termină pâinea, întotdeauna mă strădui să cumpăr pâine proaspătă. Deci o să tai imediat două felii de această pâine. În fine, puteți să vă faceți și o felie, depinde cât mâncați voi, dar mie mi-e atât de foame după ce am făcut sport și acesta este un mic dejun sățios și mai ales îmi place să fac după sport, pentru că are și proteine și legume și tot ce trebuie. Am nevoie de cremă de brânză, nu știu, Philadelphia sau din asta din Lidl, roșii cherry, avocado pe care l-am cumpărat mai devreme din Sainsbury, niște ceapă verde, dacă vă place ceapa verde, și ceva verdețe, fie spanac, fie o altă salată, da? De asemenea, puteți să vă faceți și un nou poșat. Nu știu, eu n-am făcut un nou poșat nici nu știu de când la această rețetă, pentru că necesită mai mult timp și de regulă mă strădui când fac acest mic dejun să mă mișc cât mai repede, ca să nu-mi ia chiar atât de mult timp. Și uitați-mi de ulei de măsline și lămâie, pentru că și de acestea aveți nevoie. O să ung aceste felii de pâine cu cremă de brânză. O să tai jumătate de avocado și o să pun peste aceste două felii. Peste avocado pun puțină sare și puțin piper și puțină lămâie. O să tai și din acest somon afumat, de regulă eu pun vreo jumătate, chiar 100 de grame, cred că sunt vreo 50 de grame pentru o porție, să zicem. Dar desigur, deja puneți cât vă place vouă. Îmi place foarte mult somonul afumat, așa că cu cât mai mult, cu atât mai bine. Și efectiv eu așa fâșii și îl pun peste.
deasupra o să avem cu multe roșii sherry și ceapă verde. Încă puțină sare, puțin ulei de măsline. Puțină lămâie și câteva frunze de spanac și tățit. Acest mic dejun care este absolut delicios. Desigur că alături de asta și o cafeluță foarte bună cu lapte, pentru că nu pot să beau cafeaua fără lapte. Și îmi place cu multă, multă spumă. Și cât că laptele meu nu mai e bun. De ce arată așa? Nu trebuie să arate așa, dar în fine, asta e. Probabil laptele meu nu mai e lapte. În fine, trecând peste acest lucru. Nu știu dacă ați văzut sau ați observat că cana aceasta este neagră și când torn ceva foarte fierbinte în ea, se colorează această cartă. Îmi doream foarte mult o cană din aceasta și am văzut-o de sărbători în Lidl și am cumpărat două, deci sunt absolut geniale, îmi plac foarte, foarte mult. Și îmi place foarte mult ca eu și soțul meu să ne bem cafeluțele în aceste cănuțe sau ciocolată caldă și efectiv se colorează. Am mai văzut într-un film ceva de genul cănuțe din acestea, doar că se colora în mai multe culori și când o luai în mână, dacă erai îndrăgostită, se făcea în roșu, dacă erai supărată negru. Nu știu dacă există chiar astfel de căni, dar dacă știți, spuneți-mi, pentru că chiar vreau să-mi cumpăr și, desigur, că și o gogoșică. Și poate vă întrebați, Cristina, tu chiar poți să mănânci atâta de dimineață? Să știți că nu este dimineață. De fiecare dată îmi iau micul dejun la 10:30, 11, 11:30, chiar depinde cum mă organizez, așa că iau masa destul de târziu și pot să zic că această masă, dacă este destul de consistentă, pentru că nu în fiecare zi am o astfel de masă, poate să mă țină vreo 3-4 ore, chiar și mai mult. Desigur, dacă mănânc fulgi de ovăz sau altceva ce este mult mai light, o să mă țină mai puțin, dar această masă mă ține foarte multe ore, pentru că oricum mai am de filmat astăzi și cred că o să mai mănânc tocmai de seară. Cam așa arată micul meu dejun. Abia aștept să-l mănânc, este absolut delicios. Și spuneți-mi dacă vă place, eu sper tare mult să-l încercați. Desigur că dacă aveți mai mult timp la dispoziție, vă sfătuiesc să faceți și un nou poșat și să puneți peste, pentru că este next level. Deci, dragilor, poftă bună la cafeluță, ne vedem un pic mai târziu. Și înainte de a trece la organizarea agendei, vreau mai întâi de toate să-mi organizez puțin măsuța de make-up și produsele dinăuntru, pentru că sunt prin sertare, efectiv aglomerate unele peste altele. N-am avut timp în ultima perioadă, fiindcă am fost super ocupată și cu machiatul și cu toate cele și, deci, efectiv, prin sertare stau vraiște, de aceea vreau astăzi să mi le curăț, să le dezinfectez, să le aranjez bine, poate să le mut, pentru că am deja și produse de hairstyling și, deși le-am găsit și lor în sertar, mi se pare că trebuie să le aranjez totuși mult mai bine și bijuteriile și, nu știu, să le schimb cumva. Îmi pare rău că tot mișc, pentru că sunt cu aparatul și o să vă arăt imediat ce am prin sertare, ca să vedeți cât de mult am de lucru. De fapt, nu e chiar mult, dar trebuie repede să mă organizez și să-mi curăț și biroul puțin și pe lângă asta vreau să-mi dau jos bradul, să strâng bradul, pentru că efectiv n-am apucat să strâng toate globulețele și tot ce înseamnă decorații de Crăciun de prin casă, de aceea avem foarte multă treabă. Și cam atât de gaiște stau produsele mele de make-up, care au nevoie de o curățare și de o aranjare. Uitați, stau unele peste altele. Oh my god, iar desertarul ăsta nici nu mai zic, aici chiar am nevoie de o ordine. Și pe aici. Și pe aici. Deci ăsta o să fie un before, apoi o să fie un after. De asemenea sunt mai regulă prin produse, poate unele sunt deja terminate. Să văd ce trebuie să mai arunc și cred că o să-mi scot toate bijuteriile de aici, o să le pun în altceva, pentru că am nevoie neapărat de sertarul acesta. Deși la început credeam că biroul acesta este destul de mare și are destul de mult de sertare, totuși nu mi-ajung și cred că anul acesta o să trebuiască să mai iau un corp cu sertare, pentru că se tot adună chestii și am nevoie de și mai mult loc de depozitare. I'm not waste my time jumping all the way in too deep. I hope you're not missing these signs.
Cause I wanna keep you close to me. Close to me. Just as bad as you want me. You already talking with your energy. In the back of my mind, fantasize about you and me. Baby, can you give me just a little bit more of what I've been missing? We got time to act distant. You don't know what you're doing to me. Let me know how you feel, make it time for ya. If it's real, we can build. What's meant for ya? All my love is on the line, and it's up to you. So come and get it, babe. So come and get it. Don't try to play these games. I know you want it. I know you want it, babe. So come and get it. So come and get me, baby. Let me know how you feel. Make it time for ya. If it's real, we can build. Hold it down for ya. I can tell we're something. What's meant for ya? All my love is on the line, and it's up to ya. You got friends, I got friends, put my eyes on ya. Put your pride to the side, love is mine for ya. I can do with something I can give. What's meant for ya? Acel moment când totul este curat și foarte bine organizat, exact așa cum trebuie. Vom vedea cât timp va sta așa, dar deocamdată pot să zic că parcă mi-a luat ceva de pe suflet, nu știu, când totul este foarte bine organizat, în special la măsuța mea de make-up, parcă îmi fac mult mai bine lucrurile, așa că uitați ce bine arată. Desigur că ți-a ceva timp, dar după aceea știi că pentru ceva timp totul va fi organizat, totul la locul lui și îți vei desfășura mult mai bine activitățile. Acest sertar este al creativității pentru că am multe palete colorate, am tot felul de petricele, sclipiciuri, rujuri și așa mai departe. Se pare că acesta este cel mai bun sertar. Genuțe, multe genuțe. Skincare. Acesta este sectarul cu produsele de hairstyling, pensulici, pureței și tot ce înseamnă chestii de unică folosință. Iar aici unde erau bijuteriile o să-mi pun tot ce înseamnă ustensile și perii pentru hairstyling. Și aici este totul mult mai organizat, iar bijuteriile le-am pus aici și tot ce înseamnă accesorii de păr. Am această cutiuță foarte drăguță, nici nu știu dacă focusează, a fost un cadou foarte drăguț aici și cam așa arată. Iar eu i-am găsit întrebăințare, aici sunt toate accesoriile, tot ce înseamnă colieri, cercei, accesorii de păr și așa mai departe, deocamdată aici o să le țin. Took a long break from the booth, gotta get my hair right. Working late night shifts, gotta get by. Dropping round all night till the sunrise. All praise to the moon. Și vreau să vă zic că videoclipul cu favoritele anului 2023, care va apărea înaintea acestui vlog, efectiv, este încărcat pe YouTube de dimineață, cred că de pe la ora 11, și acum, nici nu știu cât e ora, este ora 6 p.m., deci încă nu s-a încărcat și încă îmi mai arată 2 ore și 12 minute. Acum cred că îi va lua mult mai mult,
Doamne, mi-a luat atât de mult acest videoclip și ca să-l editez, pentru că este foarte lung, are o oră și 20 și ceva de minute, cred. Pe lângă montat am avut foarte multe chestii de pus, cu demonstrații de produse și mi-a luat foarte mult timp să-l editez. Și de asemenea și încărcatul pe YouTube exagerat de multe ore și am întârziat, cred că deja vreo câteva zile. Îmi pare tare rău, dar câteodată așa se întâmplă. Și chiar dacă n-am plănuit să-mi iau vacanță câteva zile la începutul anului de pe YouTube, așa a ieșit, pentru că n-am postat deja de vreo câteva zile. Știți că v-am promis că o să vin în fiecare săptămână cu un nou videoclip. Uite că deja au trecut mai mult de o săptămână și încă n-am postat videoclipul. Asta nu din cauza că eu nu-mi doresc, dar mi-a luat foarte mult videoclipul să-l editez, mi-a foarte mult timp încăcarea. Pe lângă asta, desigur că s-a mai întâmplat și câteva chestii ca la început de an, nu știu, parcă în ultimii ani apare așa câte o chestie la început de an și îmi dă planurile și chestiile peste cap. Și pe lângă faptul că trebuie să-mi organizez anul, trebuie să rezolv și alte problemuțe, să zic așa, dar totul este în regulă, am răbdare, pentru că știu că fiecare început de an începe așa mai cu stângul, dar după aceea totul începe să meargă foarte bine. Dar fiindcă eu îmi doresc mereu să mă țin de cuvânt și să am lucrurile puse la punct și să fiu cât mai organizată și disciplinată, desigur că sunt un pic frustrată, dar nu-i nimic, se rezolvă. Santa, it's me again. I've got to let you know what's on my Christmas list. Started as a wish, it became my first kiss. Santa, can't you hear me? Climb down my chimney. Just leave it under the tree. Please don't you disappoint me. This is something I need. Cuddled by the fire. Și nu mă gândeam că o să-mi ia atât de mult timp aranjarea machiajelor, ordinea, dezinfectarea și așa mai departe, nici că o să-mi ia atât de mult timp strângerea decorațiunilor de pe brad și pradul și alea de prin casă, cum nici nu mă gândeam că o să-mi ia atât de mult timp să postez videoclipul care acum este în sfârșit pe canalul meu de YouTube și este vorba numai despre favoritele anului 2023. Mi-a luat atât de mult timp să montez acest videoclip, deși l-am filmat înainte de Revelion, pentru că știam că nu o să am timp să-l filmez la începutul anului, voiam și o să am măcar o zi în care să mă relaxez și cred că m-am relaxat doar pe 25 când a fost Crăciunul și doar pe data de 1. Sunt foarte agitată și am atât de multe lucruri de făcut și vreau mai repede să îmi termin și cu organizatul agendei și cu vision board-ul, pentru că dacă o să le am și pe acestea făcute, o să fiu deja mult mai relaxată și mult mai împlinită, pentru că credeți-mă, chiar dacă vi se pare poate un lucru atât de mic, este cel mai semnificativ și îți ia de asemenea și foarte mult timp. Precum este și organizarea și curățenia de prin casă. Nu știu cum sunteți voi, dar mie îmi place ca în jurul meu să fie totul organizat, cât mai curat, pentru că astfel și mintea mea este mult mai liberă. Când în jurul tău este un haos și în capul tău va fi un haos, deci vă spun asta din propria experiență și mai bine vă luați cât timp este nevoie ca să vă organizați tot haosul din jurul vostru și după să mergeți mult mai bine cu chestiile voastre zilnice, cu sarcinile voastre zilnice și cu tot ce aveți voi de făcut. Și încă câteva chestii vreau să vă spun, după care ne apucăm de treabă. Și că tot de ani vorba despre videoclip, sunt atât de fericită când văd că videoclipul este deja postat și că nu mai am nimic de făcut la el, doar mă bucur de comentariile voastre și de engagementul vostru. Pentru că, credeți-mă, chiar dacă ziceți voi poate că nu este atât de complicat să filmezi un videoclip și să-l postezi pe YouTube, este dacă vrei să-l faci la un nivel profesional. Și ultimul videoclip mi-a luat, cred că, câteva zile, numai 10 ore asta să se încarce pe YouTube. Și nu pot să zic că după ce s-a încărcat pe YouTube, gata, treaba este făcută, nu. Mai am o grămadă de lucru pentru copertă, pentru descriere, pentru titlu și așa mai departe. Și nu sunt aici ca să mă plâng, pentru că o fac cu tot dragul, doar vreau să vă spun ca să știți în caz că nu știați și că este foarte simplu să apeși acolo pe butonul de like sau pe butonul de subscribe, mai ales dacă vă place conținutul pe care îl aduc eu către voi. Ok, lăsând asta deoparte, haideți să ne apucăm de agenda anului 2024, care vă spuneam eu că este la fel ca cea precedentă din anul 2023 și mă bucur
bucur atât de mult că am găsit aceeași agendă, pentru că nu știu cum sunteți voi, dar atunci când vine vorba despre agendă, mai ales agenda aceasta pe care o folosesc zilnic și o răsfoiesc zilnic și în care scriu zilnic, mă atașez foarte mult de ea și parcă îmi vine foarte greu să o schimb la final de an, pentru că, nu știu, am impresia că toate lucrurile merg foarte bine în această agendă, totul este atât de bine organizat încât nu vreau eu să aibă alt conținut, să mă apuc din nou să organizez, să îmi bat capul. Atunci când am un sistem bine pus la punct și care văd că funcționează pentru mine, vreau să mă țin de el și mă bucur tare mult că am găsit agenda aceasta. Probabil am răsfăit-o puțin acolo împreună cu voi în librărie, dar acum o să intru mult mai în detaliat aici împreună cu voi ca să înțelegeți și ca să vă fie și vă util poate să vă organizați și voi agenda, pentru că credeți-mă că această agendă mi-a schimbat întreaga viață. Poate vi se pare un lucru simplu, dar este atât, atât de util și m-a ajutat atât de mult să mă țin de sarcinile mele și de obiectivele mele, încât nu pot să renunț la acest lucru. De aceea vreau să-l împart și cu voi. Pentru că întotdeauna ceea ce funcționează bine pentru mine, încerc să dau mai departe, să fiu o motivație pentru voi, pentru că îmi place să fiu o motivație și îmi place să văd că vă ajută ceva ce vine de la mine către voi. De aceea, dragilor, înainte să faceți voi acest lucru împreună cu mine, toate chestiile acestea pe care o să vă le arăt eu imediat, asigurați-vă că aveți mai mult timp la dispoziție, luați-vă o zi liberă. Credeți-mă că nu o să fie o zi liberă pe care ați folosit-o în zadar. Acest timp pe care îl alocați, în felul în care o să vă le arăt eu imediat, o să vă schimbe viața, dacă doriți, desigur, că dacă nu doriți, puteți să faceți voi ce vreți, că tot nu o să se schimbe mare lucru. Și am ales de nou să vă arăt acest lucru, în primul rând, pentru că am mai descoperit careva chestii care funcționează pentru mine și, în al doilea rând, cum v-am spus și la începutul videoclipului, este că am văzut că v-a plăcut atât de mult videoclipul despre productivitate și organizarea agendei mele pe care l-am postat în anul, cred că, 2022 pe la început, dacă nu mă înșel. Da, în anul 2022 și am decis să vă arăt și anul acesta și să includ mai degrabă această organizare a agendei mele și această planificare a anului în acest vlog. M-am gândit că este mult mai ok așa, deși poate aș fi putut să fac un videoclip ca acela pe care l-am postat, totuși, nu știu, mi-a venit acest gând pe moment, adică să fac tot acest vlog și la fel cum a fost și acel videoclip spontan, și vlogul acesta a fost spontan și am observat că unele videoclipuri care vin spontane nu mă aștept să vă placă, dar vă plac și mă bucură și mai mult acest lucru. De aceea, întotdeauna când am niște idei în cap, mă asigur că le filmez exact la momentul potrivit. Pentru că doar atunci când îți vine cea mai tare idee, parcă ești capabil să o pui în practică. Dacă o lași acolo pe standby, parcă la un alt moment nu îți va veni inspirația să vorbești despre acel lucru. De aceea, pentru mine, cam așa funcționează lucrurile și mă strădui să acționez exact atunci, în momentul potrivit. Și cred că fac mereu același lucru, vorbesc foarte, foarte mult în videoclipuri și le fac foarte lungi. Ok, nu o să mai lungesc, vorba promit, haideți să ne apucăm de lucru. Și zilele trecute, chiar când a început anul, vă arătasem, cred că, acest lucru și pe Instagram. În agenda mea de anul trecut, din 2023, am început să-mi scriu din nou la final de agendă, pentru că în fiecare an la final de agendă am câteva foi libere, anume las câteva foi libere ca să-mi scriu mulțumirile pentru anul 2023, pentru anul curent, să zicem așa, și anul acesta am făcut acest lucru. Dar înainte să fac acest lucru, am luat agendele din anii precedenți, adică agenda din anul 2021 și agenda din anul 2022 și am citit gândurile mele și mulțumirile mele pentru acei ani și mi-au răsculit așa niște amintiri și mi-am dat seama că noi uităm atât de multe lucruri. Poate vă gândiți că a trecut doar un an, dar în acel an, la final de an, când te gândești, păi, dar ce-am făcut eu în anul ăsta? Multe, multe amintiri și multe chestii le uiți efectiv și citind aceste gânduri din aceste carnețele, mi-am dat seama că fac un lucru atât de bun ca la final de an să-mi scriu gândurile și mulțumirile pentru anul curent, da? Cum am făcut și eu deja și pentru anul 2023. Poate vi se pare un lucru simplu, nu știu, poate nu tuturor le place să-și scrie gândurile, dar mie îmi place foarte mult să analizez lucrurile. Am un mindset analitic, să zic așa, un analytical mindset, și îmi place foarte mult să analizez tot ce fac.
Adică la un moment dat să mă opresc și să analizez o chestie, să văd dacă funcționează, să văd cum a fost, dacă a fost prea bună, ce pot să învăț din acea chestie și așa mai departe. Și cred că din cauza că am acest tip de mindset, îmi place să îmi analizez mereu chestiile și nu doar despre viața mea, dar tot ce fac. Cred că tot ce fac, analizez. De aceea, dacă n-ați făcut acest lucru, vă sugerez și vouă să o faceți, pentru că este atât de frumos să vezi că în anul respectiv chiar ai făcut ceva. Și vă dau așa un exemplu. Anul acesta, pe 31, când s-a terminat anul, desigur că am celebrat și pe 1, de obicei așa, pe 1, și fiindcă efectiv m-am relaxat pe ziua de 1 anul acesta, mă gândeam așa, ce am făcut eu în anul precedent? Și stăteam așa și încercam să-mi aduc aminte, realizări și chestii așa remarcabile, chestii bune și poate și chestii mai puțin bune și efectiv nu mi-aduceam aminte mare lucru și mi-a venit așa un gând, ei, ce an a fost și ăsta? Un an ca și alți ani, parcă nimic special. Și după ce m-am pus, cred că chiar în seara respectivă sau a doua zi, nu mai știu sigur, și când m-am pus să-mi scriu mulțumirile și gândurile pentru anul 2023, mi-am dat seama că a fost un an chiar foarte bun și un an, cred că unul dintre cei mai buni ani de până acum și la foarte multe chestii, mai ales la chestiile de mindset, mi-am schimbat foarte mult, atât eu cât și soțul meu și împreună, ne-am schimbat foarte mult mindset-urile. Am acționat diferit, am văzut lucrurile diferit, nu știu, sunt atât de multe chestii pe care le-am realizat anul acesta și pe care le-am făcut și poate că, la fel, anul precedent n-a început cel mai frumos, dar a continuat frumos și s-a terminat frumos. Și asta vă zic și vouă, este bine să-ți scrii chestiile și o chestie pe care am aflat-o zilele acestea, după ce mi-am scris eu mulțumirile pentru 2023, am ascultat un videoclip pe YouTube, pentru că de obicei așa fac eu la început de an, încerc să ascult cât mai multe materiale de la oamenii și mentorii pe care îi urmăresc eu și mă motivează, și anume cum să ai un an mai bun și așa mai departe. Și am găsit așa o chestie, la fel o doamnă, de fapt cum se numește, stați că vă zic că am și aici o recomandare despre care să vă vorbesc mai târziu sau poate chiar acum, hai că începem așa. Găsisem un videoclip pe care l-am vizionat de-a lui Mel Robbins. Nu știu dacă o știți, eu o urmăresc, îmi place foarte mult de ea, ce conținut oferă, ce conținut prezintă și aduce pe canalul ei de YouTube și văzusem eu un videoclip, cred că tot așa se numea, Make 2024 Your Best Year. Și în acel videoclip, la fel, vorbea despre chestia că este foarte bine să te oprești la un moment dat, să analizezi lucrurile și după să acționezi mai departe. Și mi-am descărcat și acest e-book, nici nu știu, este un fel de carnețel care conține niște întrebări pe care trebuie să ți le pui și la care trebuie să răspunzi și care la fel sunt legate de anul respectiv. Stați că vă dau careva exemple de aici, pentru că eu mi l-am și tras la imprimantă, pentru că vreau să-l completez, deși mi-am scris careva mulțumiri pentru 2023, am făcut-o așa mai superficial, să zic așa, dar chiar vreau să intru mai amănunțit în aceste întrebări, pentru că sunt foarte, foarte bune. Haideți să vedem. Ea începe cu What were the highlights from the past year of your life? Care au fost highlight-urile din ultimul an din viața ta? Și la asta vreau să vă zic că eu, fără să ascult acel material și fără să citesc aceste chestii, am făcut asta așa, nu știu, cum mi-a venit mie și am fost atât de bucuroasă să văd că acest lucru chiar funcționează și pentru altă lume și că nu e ceva nou. Desigur că momentan, în prezent, nu mai sunt lucruri noi, nimeni nu mai inventează roata. Sunt chestii, poate nu știu, am auzit de undeva foarte mult timp în urmă sau cine știe, mi-a intrat mie aici în subconștient și m-a făcut să acționez în felul acesta. Chiar habar n-am, dar am făcut acest lucru fără să ascult acest videoclip și la fel ziceam că uităm foarte multe lucruri, chiar și ce s-a întâmplat acum o lună, acum o săptămână, eu chiar uit atât de repede încât stau câteodată și mă gândesc dacă nu-mi scriu în carnețelul meu ce am făcut eu acum 2 zile. Ce am făcut eu acum 2 zile? Dacă n-am scris undeva, eu nu mi-amintesc. Și ea zice să ne uităm în pozele din telefonul nostru ca să ne aducem aminte. Eu am făcut acest lucru fără să aflu de la ea. La fel, în seara respectivă, când mi-am pus niște muzică de pian și când mi-am luat carnețelul frumos și un pix preferat și lângă această lumânare parfumată, sau cred că era alta, în fine, nu contează, când m-am pus să-mi scriu gândurile,
nu știam cu ce să încep pentru că nu mi-aminteam efectiv nimic. Și apoi mi-am luat telefonul frumos și am răsfoit printre poze, printre videoclipuri și mi-am dat seama ce și cum s-a întâmplat, cum a început anul, cum s-a desfășurat și așa mai departe. Asta vă recomand și vouă să faceți și dacă poate nu ați înțeles la ce anume mă refer, o să vă las materialul acestei doamne, Mel Robbins, mai jos în descriere, poate o să vă ajute și pe voi. Dacă vreți, vă downloadați și voi acest e-book, această agenduță, vă printați și voi dacă aveți nevoie de ea. Eu întotdeauna când găsesc chestii ok, plus că este și gratis, întotdeauna le downloadez repede, le printez și le am acolo. În caz că nu reușesc în momentul respectiv să le completez sau să le citesc, știu că le am acolo și când am niște timp liber pentru sufletelul meu, revin la ele și trec prin ele și le completez, le citesc și așa mai departe. De asemenea, sunt foarte curioasă dacă v-ar plăcea să vă las mai jos în descriere, nu știu, poate niște videoclipuri sau niște materiale, la fel pe care le urmăresc eu, de la oamenii pe care îi urmăresc, sau poate, nu știu, pe viitor să vin în alte videoclipuri, poate o să mai fac vloguri de genul acesta, să vin cu recomandări de oameni pe care îi urmăresc, care cred eu că mi-a schimbat viața cu un material anume sau cu o carte anume. Nu știu, eu ascult atât de multe chestii, atât de multe materiale și mă strădui ca de fiecare dată să ascult ceva ce mă ajută și care cred eu că, nu știu, măcar dacă din videoclipul respectiv am luat o chestie și m-a ajutat și de care m-am folosit eu în viața mea și am văzut că funcționează, îmi place să recomand și altor oameni. Și atunci când vine vorba despre completarea acestor agende, deși o să vă arăt astăzi cum îmi scriu chestiile în această agendă, în agenda mea nouă, nu o să intru foarte mult în detalii și nu vreau să mă repet cu informația pe care v-am spus-o în videoclipul despre productivitate, adică primul videoclip pe acest subiect de pe canalul meu. De aceea o să vă las linkul aici dacă vreți să vedeți cum mi-am organizat eu care agendă. Asta? Da, agenda asta din 2022, pentru că pe aceasta v-am exemplificat-o acolo. Iar acum, mai întâi de toate, vreau să vă arăt ce este în această agendă și cum mi-o completez eu. Este goală și abia aștept să încep să scriu în ea, pentru că până acum mi-am scris careva chestii, adică chestiile pe care le fac eu zilnic, într-o agendă din aceasta simplă, deci efectiv sunt doar niște pagini numerotate, dar nu-mi place, v-am spus, nu-mi place să scriu doar într-o astfel de agenda, este prea simplă pentru mine, mi-e place ca totul să fie într-o agendă. Așa că o să-mi transcriu chestiile în noua mea agendă, pentru că au trecut deja câteva zile din acest an, n-am gust să se piardă așa, am gust să le completez, pentru că după aceea o să mă întreb, dar ce am făcut eu la începutul anului? Și o să stau să mă învinovățesc. N-ai făcut nimic, dar așa nu. O să am acolo niște dovezi și o să zic, păi fată, tu, uite ce ai făcut în 2024 la începutul anului. Nu ai stat degeaba în primele zile ale anului. Agenda începe, nu știu, ia să vedem. Vedeți? Așa, cred că da. Cu ea aparține, poți să scrii aici numele, telefonul, e-mailul, dacă dorești. Vedeți că are un design foarte frumos și cam toate paginile din această agendă. Aici este un calendar pentru 2024. Ce îmi place foarte mult la această agendă este că fiecare lună are ceva aparte, niște desene foarte diferite care reprezintă practic acea lună. Nu știu dacă reprezintă cumva acest desen luna ianuarie, dar cam acesta este designul lunii ianuarie și aici scrie Things of Importance, Goals this month, I'm excited about, Key dates, lucrurile importante, obiectivele acestei luni, sunt super entuziasmată de și datele cheie. De obicei eu nu scriu exact după aceste subiecte, aici îmi scriu chestiile pe care le-am de făcut în luna respectivă. De exemplu, ce videoclipuri trebuie să filmez pentru canalul meu de YouTube sau pentru Instagram, ce curs am de făcut, ce carte trebuie să citesc și multe, 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 multe chestii pe care trebuie să le fac. Le scriu aici și la final de lună, când închei luna, pentru că de fiecare dată trebuie să închei luna înainte de a începe o altă lună, pentru că așa funcționează pentru mine. Dacă nu-mi organizez într-o lună să-mi scriu anume aici ce am de făcut, se duce de râpă toată organizarea și toată disciplina.
pentru că încep din nou să am un program haotic, să nu mă țin de chestiile cele mai importante și să-l fac pe cele urgente, care nu pot să zic că este tocmai ok, așa că mă strădui ca la fiecare final de lună să-mi închei luna și anume să trec așa pe aici, să-mi pun niște plusulețe și aici să-mi scriu rezultatele. De exemplu, aici, în această agendă, scrie January Budget și aici scrie Payment, Budget și Actual. Eu aici nu-mi scriu bugetul pentru că am o altă agendă destinată pentru acest lucru. Aici, de regulă, îmi scriu rezultate și îmi scriu tot ce am făcut în această lună. De exemplu, am făcut atâtea antrenamente de sport. De exemplu, am făcut atâtea ore de limbă engleză. De exemplu, am privit acest curs de make-up și am încercat aceste tehnici de make-up. De exemplu, am privit atâtea ore acest curs online de coafat și am realizat nu știu câte coafuri și așa mai departe. Aici stau toate realizările din luna curentă, iar aici este un calendar. De regulă aici îmi scriu toate postările, îmi planific cumva toate postările, atât pentru canalul meu de YouTube, cât și pentru ambele conturi de Instagram, adică contul meu de business, CC Makeup Studio, și contul meu, Cristina Costache MEA. La fel, mi este foarte util să fie totul doar într-o agendă și anume această agendă absolut superbă. După care începem efectiv săptămâna. Există niște spațiu și un calendar. Îmi place foarte mult în special această agendă pentru că are acest spațiu aici. Nu știu ce scriam până acum în acest spațiu, ia să vedem în prima agendă. Cred că am început să scriu citatul săptămânii, de exemplu un citat pe care îl ascultam eu într-un material motivațional sau pe care îl găseam eu într-o carte de dezvoltare personală și care credeam eu cumva că reprezintă această săptămână, haideți să vă dau un exemplu. De exemplu, săptămâna din ianuarie 16-22 din anul precedent am scris aici fiecare activitate durează cât timp îi acorzi tu. Și am mai scris, un frângere temporară nu este decât un test sub forma căruia se deghizează o binecuvântare. Foarte, foarte frumos. În celelalte, ce am mai scris? Dacă ai inima fixată asupra ceea ce îți dorești, atunci nu pot face nimic ca să te împiedic să obții ceea ce vrei. Vai, ce frumos, trebuie să răsfăiesc aici să mai citesc, pentru că este foarte frumos. Îmi place și acest lucru, nu știu, voi puteți să faceți și acest lucru dacă vă place, dar eu așa, pe parcurs și nici nu știu din ce lună, ia să vedem. Pentru că anul ăsta cred că am fost și mai productivă și mai organizată. Din iulie am început să îmi scriu, anume în acest spațiu, prioritățile. Prioritățile săptămânii. Și de când am început să fac acest lucru, am impresia că a fost așa. S-a schimbat totul. Pentru că până atunci mă confruntam cu această problemă. Am foarte multe cursuri pe care trebuie să le fac și trebuie să le acord atenție absolut tuturor. Am foarte multe chestii pe care trebuie să le filmez și de când mai ales am început să postez o dată pe săptămână pe YouTube, trebuie să mă organizez mult mai bine, trebuie să știu exact când trebuie să filmez, când trebuie să editez, când trebuie să postez. Social media mă ocupă foarte mult timp și dacă totuși mi-ocupă mult timp, totuși vreau nici să aloc foarte mult timp, pentru că prioritățile mele sunt un pic amplasate diferit și social media nu este prima, da? Deci, în primul rând, trebuie să vedeți care sunt prioritățile voastre. Și stați, cred că așa am început și eu. Anume aici, la final de carnet, mi-am scris care sunt prioritățile mele pentru 2023. Le-am scris aici și în urma acestei prioritizări, cred că așa se zice, în fiecare săptămână mi-am planificat săptămâna. De exemplu, mi-am scris așa. Prima prioritate, nu e nimic secret, este familia, family. A doua prioritate este sănătatea. A treia prioritate este engleza. A patra prioritate este YouTube-ul. A cincea prioritate este carieră și make-up. Și a șasea prioritate este Instagram, TikTok și așa mai departe, social media. Deși partea asta de YouTube și carieră și make-up pot să zic că parcă sunt toate așa între o prioritate. În fine, ideea este că să vedeți care sunt prioritățile voastre și cum sunt ele numărătate. Adică contează dacă familia este pe primul loc sau pe al șaselea loc. De exemplu, dacă soțul vostru sau copiii voștri, familia voastră, o să vă zică, haideți în seara aceasta să petrecem timp împreună și să vizionăm un film. Pentru că acest lucru ne va ajuta ca să fim mult mai uniți, să petrecem timp împreună, să fim și noi mai fericiți și împliniți sufletește. Și dacă prioritatea voastră nu va fi prima familie, o să ziceți,
că nu am timp, că am o groază de lucruri de făcut, mi-a rămas atâta de făcut de la birou și așa mai departe și o să ziceți, nu, uitați-vă fără mine, da? Poate pentru unii este bine acest lucru, poate pentru unii nu. Depinde de prioritățile pe care le aveți. Pentru că dacă aveți bine prioritățile setate, o să acționați și voi precum prioritățile voastre și o să luați deciziile conform prioritățile voastre. Asta este ideea cu prioritățile. Și este atât de bine că am făcut acest lucru pentru că v-am spus în primul rând, am foarte multe chestii pe care vreau să le fac și le-am de făcut multe chestii și foarte multe cursuri pe care trebuie să le fac și nu doar de make-up și coafat. Am început mai multe cursuri care o să mă ajute cu siguranță în cariera mea. În fine, nu vreau să intru foarte mult în acest subiect, dar am vrut cumva să știu care sunt prioritățile mele și chestiile cele mai importante de făcut. Atenție, nu urgențele, pentru că urgențele apar așa tot timpul și câteodată se mai integrează dintre activitățile voastre zilnice și vă dă peste cap așa programul și, în fine, și aceasta e o altă poveste. Dar voiam să zic că dacă, de exemplu, vă puneți săptămâna aceasta ce chestii importante am de făcut. Să zicem, am de făcut sport, am de făcut engleză, am atâtea cliente de machiat, am de filmat acest videoclip pentru YouTube, am de editat asta, asta și asta și așa mai departe. Deci, efectiv, îmi scriu aici care sunt prioritățile. Asta este agenda nouă. 1, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe, câte vă încap aici. De regulă eu mi le-am pus așa astfel încât să-mi încapă în acest spațiu. Și după aceea îmi planific săptămâna după aceste priorități. V-am spus și în acel videoclip că cel mai bine pentru mine funcționează să-mi planific săptămâna. La sfârșit de săptămână, fie duminica o fac sau lunea. De obicei, duminica, în ultima perioadă, nu am timp liber, nu prea reușesc să-mi planific săptămâna, dar mă strădui ca la început de săptămână să-mi planific săptămâna, pentru că astfel știu că o să fiu organizată. Și, de exemplu, dacă am de făcut 3 antrenamente de sport, îmi scriu aici 3 antrenamente. Pot să le pun, de exemplu, nu știu, unul luni, miercuri, nu știu, vineri, sâmbătă, duminică, nu știu, în fine. Depinde, câteodată le scriu, dar nu mă țin de ele pentru că am alte priorități. Ok, sănătatea este o prioritate, dar dacă apar alte chestii din carieră care necesită rezolvate, desigur că sportul este important, încerc să mă țin de el de 3 ori pe săptămână, dar încerc să-l pun anume în zilele în care pot să-l fac, da? Adică trebuie să știi cumva atunci când mergi pe drumul respectiv sau pe calea respectivă sau, nu știu, să zicem, pe ziua respectivă, să vezi cumva de departe un pic care sunt prioritățile, care sunt chestiile importante, care sunt urgențele și așa mai departe. Și cam așa îmi planific eu săptămâna. În dependență de prioritățile respective, îmi completez aici lucrurile cele mai importante. Desigur că atunci când îmi planific săptămâna, nu pot să-mi scriu exact totul, oră la oră, minut la minut. Pentru mine am văzut că nu funcționează așa. Îmi scriu mai întâi de toate chestiile importante, care știu că acestea sunt fixe sau nu se amână. Și după aceea, zilnic, mie îmi place să-mi completez agenda mea. Dacă nu am timp la început de zi, îmi găsesc timp la sfârșit de zi, adică înainte să mă culc, eu nu mă culc până nu îmi completez ziua respectivă. Ce am făcut eu în ziua respectivă? Am făcut aia, aia, aia și aia. N-am reușit să fac aia. Ok, n-am reușit să fac aia luni, o trecem pentru marți. N-am reușit să o facem nici marți, ok, o trecem pentru miercuri și așa mai departe. Adică cumva așa funcționează pentru mine. Ceea ce vă recomand eu este să aveți măcar o zi pe săptămână liberă. Desigur, dacă aveți un program încărcat. Pentru mine 2 zile sunt prea multe. Câteodată nici o zi nu am timp să-mi iau liber pe săptămână. Dar măcar câteva ore sau măcar jumătate de zi, să zicem, să am timp să-mi organizez agenda sau să-mi fac chestiile acelea care pe mine chiar mă bucură și care mă ajută cumva să am un echilibru și să nu intru în depresie sau în alte chestii care o să mă distragă, să nu mă țin de chestiile mele, da? Uite că am început să vă arăt cum îmi organizez agenda, dar am uitat să încep cu obiectivele, care sunt de altfel și cele mai importante și pe care le-am menționat în acel clip despre productivitate. Desigur că mai întâi de toate o să-mi setez obiectivele. Știți care e chestia? Eu anul acesta doar o să-mi transcriu obiectivele, pentru că obiectivele mele sunt deja scrise și poate, desigur, o să mai apară și altele pe parcurs și o să mi le notez. Dar, în general, am foarte multe obiective pe care sunt setate. Desigur că acum, la final de an, am trecut printre ele și pe unele le-am bifat, pe altele nu. Și desigur că merg către anul următor, anul acesta, sper că le voi bifa.
Cam așa la mine e chestia cu obiectivele. Dacă sunteți la început de drum, o să vă ajute videoclipul precedent pe care l-am filmat, pentru că acolo am vorbit mult mai mult despre cum să-ți setezi obiectivele. De obicei, în această agendă, eu mi le scriu aici la final, pentru că am mai mult spațiu, pentru că această agendă îmi place foarte mult că are și foarte multe pagini goale, adică în care să scrii tu ce vrei. Și de regulă eu aici îmi scriu obiectivele, priorități, cum am și zis în agenda respectivă și ce am mai scris. Și mi-am lăsat câteva pagini pentru mulțumirile anului, da? Pe care le scriu. Da, cam aceste chestii le scriu. De asemenea, în agenda precedentă de anul trecut, mi-am scris aici pe copertă multe, multe citate, care sunt foarte frumoase. Nu știu anul acesta dacă o să le transcriu pe toate. Cred că o să le aleg așa pe acelea care îmi plac cel mai mult și care mă caracterizează, de exemplu, chiar acum, pentru că sunt prea multe și trebuie să am foarte mult timp să le transcrii, așa că mai bine în această agendă poate o să scriu ceva nou. Aici nu cred că o să pot să scriu ceva, pentru că uitați ce design, efectiv nu o să mai văd nimic. Și cred că nici aici. Ok, poate măcar pe o pagină aici două, dacă o să am careva citate și vreau eu să fie aici în agenduța mea, o să le scriu. Ia să vedem ce citate am pe aici. Și e foarte interesant că atunci când îți recitești și citatele acestea, îți dai seama de unele gânduri pe care le-ai avut în anul respectiv și care poate aceste citate ți-au uns sufletul. De exemplu, un citat care mie mi-a uns sufletul și care chiar vreau să mi-l lipesc și aici pe oglindă. Și o să fac acest lucru pe o foiță, o hârtuță din aceea care se lipește. Este acesta, stați să vedem dacă îl găsesc. Și l-am găsit, nu mai știu din ce carte este, dar cred că sunt vreo 3 citate. Dar cumva eu l-am personalizat după mine, să zic așa. Haideți că vi-l citesc așa cum este. Nu cunoaște sentimentul de frică, deoarece toate neliniștile sale au fost alungate de credința sa. Și eu l-am făcut cam așa. Nu cunosc sentimentul de frică, deoarece toate neliniștile mele au fost alungate de credința mea. Nu știu cum să vă zic, dar acest citat mi-a schimbat atât de mult starea mea interioară, să zic așa. Nu vreau să intru foarte mult în acest subiect, dar este un citat care când am careva frici sau chestii, multe îndoieli sau neliniști sau nu știu cum să le mai zic, zic în mintea mea acest citat sau îl citesc dacă nu mi-l aduc aminte, dar în ultima perioadă chiar îl știu și îl repet în capul meu, pentru că este ceva care chiar mă ajută. Și cred că tot din acea carte am scris: teama este o recunoaștere a influențelor răului și exprimă o lipsă a credinței în Creator. Credința activă nu cunoaște teama. Nu știu cum sunteți voi, dar cred că fiecare om are atât de multe temeri și atât de multe frici, care aceste frici efectiv ne paralizează mintea și parcă ne opresc din a acționa. Aceste citate pentru mine funcționează, nu știu, sunt aici, pentru sufletele. Și cam atât cu această agendă, cam așa mi-o completez eu, desigur că este foarte mult, dar uitați și voi cum arată cea din 2023 și cea din 2024. Asta desigur că este curată, pentru că este nefolosită, dar are atât de multe chestii, nici nu știu dacă se vede. Uitați, este atât de scrisă și atât de murdare și atât de, și cu multe pixuri, și roșu, și verde, și cu un marker din acesta. Subliniez chestiile mai importante, pentru că v-am spus, la fiecare final de lună eu trec prin luna respectivă și îmi notez realizările și chestiile importante pe care le-am făcut. De aceea trebuie să fie cumva totul cât mai evidențiat. Atât cu agenda aceasta. Că tot vorbeam despre obiective. Știți ce fac acum? Desigur că îmi țin și obiectivele anului 2024 în această agendă, dar am început o agendă doar pentru obiective, în care îmi scriu obiectivele aproape în fiecare zi. Vă spun sincer că nu pot să mă țin de ea în fiecare zi. Asta nu pentru că nu-mi doresc, asta pentru că nu am timp, pentru că am vreo câte obiective am. Vă spun aici câte obiective am, pentru că sunt atât de multe. 44 de obiective. Și, din nou, am ascultat un material educativ în care, cred că la Grant Cardone, în care spunea că este foarte bine să scrii obiectivele zilnic, pentru că astfel o să îți intre mult mai bine în cap, în subconștient, și o să acționezi cumva fără să vrei, cumva
o să tinzi deja să crezi că tu ai realizat acele obiective și o să acționezi într-un alt mod. Și am văzut că funcționează acest lucru, de aceea am ales să o fac. Dacă nu o fac zilnic, în zilele în care nu reușesc să le scriu, pentru că îmi iau ceva timp, cred că mai mult de 15 minute, dar câteodată scriu doar câteva, pot de exemplu astăzi să scriu câteva și fac acest lucru dimineața. Dimineața am un ritual și anume, când am face timp să-mi spun în primul rând rugăciunea, să îmi spun careva afirmații sau să-mi citesc careva obiective, să fac meditație și astfel știu că ziua mea începe foarte bine. Acest lucru, acest secret, cred că v-am mai vorbit despre el, nu mai știu sigur dacă v-am mai vorbit despre el, poate pe Instagram, nu știu, dar este un ritual pe care mi l-am dezvoltat după ce am citit o carte. L-am implementat și cred că din 2021 l-am găsit în acea carte, de atunci îl fac aproape în fiecare zi și am văzut că chiar funcționează pentru mine. Cartea se numește Dimineața Miraculoasă, dar o să vă vorbesc despre ea în cele ce urmează, pentru că pentru finalul acestui videoclip v-am pregătit niște recomandări de cărți care efectiv mie mi-au schimbat viața. Dar vorbim mai târziu un pic despre acest lucru și atunci când nu am timp să-mi scriu obiectivele, trec așa cu degețelul pe fiecare obiectiv, îl citesc, îl zic cu voce tare, și astfel va fi întipărit aici în căpșorul meu. Pentru că și acest lucru, adică citind afirmațiile cu voce tare și trecând cu degețelul peste ele sau obiectivele, la fel l-am luat dintr-un material video, din nou, v-am spus, ascult foarte multe chestii, foarte multe podcasturi sau materiale informative de la foarte mulți oameni, în special în engleză, de unde iau foarte multe chestii pe care le implementez în viața mea și care chiar funcționează. Și ajung să devină obicei, pentru că de obicei așa fac. Când văd că ceva funcționează pentru mine, încerc să-l fac un habit, să-l fac un obicei și pentru că altfel nu va funcționa, doar dacă le transform în obiceiuri. Cum este și organizarea acestei agende? La început o să vă fie greu, dar un obicei pentru a fi dezvoltat cât că are nevoie de undeva 30 de zile, de la 30 până la 60 de zile. La început este mai greu, dar odată ce a devenit un obicei, îl faci inconștient, fără să vrei, pentru că așa te-ai obișnuit. Cam aceasta este chestia cu obiectivele. Ce voiam să mai zic? Desigur că o să-mi completez această agenduță imediat după ce termin de vorbit cu voi și o să vă arăt câteva cadre, să vedeți așa cum o fac. Iar acum o să trec, cred că, la recomandările de cărți. Da, cred că cam atât am avut de spus despre organizarea agendei. Ah, și cred că voiam să vă mai spun ceva despre Vision Board. Stați un pic să-mi iau tabloul acesta pe care v-am spus eu că vreau să-l transform în Vision Board. O să scot chestia aceasta de aici și o să o mut într-un alt tablou, desigur, dacă o să găsesc unul nou. Și aici vreau să-mi lipesc imagini și să-mi fac Vision Board-ul pentru 2024. Vreau să fac acest lucru de foarte mult timp. Am mai auzit această tehnică, dar n-am apucat niciodată să o fac. De fapt, cred că am făcut-o odată, dar n-am făcut-o într-un tablou, dar am pus eu niște imagini în niște chestii pe care le-am găsit eu în piept, cum fine, nu mai intrăm în acest subiect. Am făcut acest lucru, dar am făcut-o cumva altfel. Anul acesta chiar vreau să-mi pun acolo imaginile și obiectivele noastre mărețe pe care vrem să le atingem. Și multe, multe chestii îmi doresc să lipesc aici în acest tablou. Și cum o să fac acest lucru? O să-mi iau imaginile de pe internet, o să le printez și o să le lipesc aici pe acest tablou. Și desigur că sunt personale, dar așa ca să vă dau un exemplu. Dacă vreau să fiu sănătoasă, poate îmi pun o imagine cu alimentație sănătoasă sau că vreau să am un corp mai fit, o imagine cu un corp mai fit. De exemplu, casa visurilor noastre. Lipesc acolo casa visurilor noastre și așa mai departe. În ultima perioadă am făcut acest lucru cu un telefon și anume mi-am făcut așa un folder în care am adunat toate imaginile la Vision Board și acum o să le iau de acolo și o să le printez și o să le lipesc aici. Cu siguranță cred că o să fie frumos și vreau anume să fie într-un tablou pentru că vreau să-l agăț undeva, vreau să-l văd în fiecare zi pentru că astfel o să vizualizez lucrurile în fiecare zi. Este foarte importantă vizualizarea și cred că acest lucru o să-l găsiți și în cartea aceea Dimineața Miraculoasă în care îmi fac eu acel ritual despre care v-am vorbit, este și partea de vizualizare, dar cu siguranță ați mai auzit de vizualizare la multe materiale pe YouTube motivaționale. În special, este foarte important să îți vizualizezi obiectivele, nu doar să le scrii.
Nu doar să le citești, dar și să le vizualizezi, să le vezi cu mintea ta, să le vezi ca și cum tu ești acolo și deja ai realizat acel obiectiv. De aceea vreau să am toate imaginile, toate obiectivele, toate rezoluțiile și nu știu cum să le mai zic aici pe acest tablou și să le văd în fiecare zi. Iar acum partea cea mai interesantă, poate așteptată sau nu, de voi nu știu, chiar sunt foarte curioasă să-mi lăsați impresia voastră mai jos în comentarii, este lista de cărți. Cu cele mai bune cărți pe care le-am citit eu vreodată, să zic așa, niște cărți care mi-au schimbat viața și mi-am făcut aici o listuță și sunt vreo 10. Le-am luat pe cele mai importante, desigur că am citit mult mai multe cărți care mi-au plăcut foarte mult, dar cumva mă gândeam într-o seară, cred că atunci mi-a venit ideea și poate trebuia să filmez un alt videoclip pe acest subiect în care să intru mai detaliat, doar că, credeți-mă, nu am timp. De-abia reușesc să filmez tutoriale și videoclipuri de beauty. Nu vreau să fac din acest canal unul motivațional, așa că m-am gândit să includ această listă de cărți în acest videoclip. Și nu o să vă spun foarte multe informații despre ele, păstrați-vă curiozitatea pentru atunci când o să le citiți, pentru că sunt de-a dreptul valoroase. Am aici doar câteva în plan fizic, iar pe celelalte o să vi le atașez undeva pe aici, pentru că pe unele le-am ascultat ca și e-book-uri, pe unele le-am citit ca și e-book-uri, mai ales în ultima perioadă pot să zic că mi este mult mai comod să ascult cărțile audio, adică dacă nu aveți timp să citiți, sunt foarte multe aplicații în ziua de astăzi care au cărți audio sau pe YouTube găsiți o grămadă. Eu de obicei ascult foarte multe pe YouTube în engleză pentru că se găsesc sau în rusă, în și română poate că sunt unele. Și o să încep cu prima carte care cred eu că mi-a schimbat viața. Am menționat această carte și în videoclipul despre productivitate, primul videoclip despre acest subiect și este anume Începe cu ce nu-ți place de Brian Tracy. V-am spus acolo cât de mult îmi place Brian Tracy ca și autor și am foarte multe cărți ale lui care îmi plac și cele mai bune cărți pe care le-am citit eu de ale lui și care cred eu că mi-au schimbat viața sunt acestea. Începe cu ce nu-ți place și am început cu asta pentru că pe asta am citit-o prima dată. Am citit-o prima dată în română, după care am ascultat-o și audio în engleză de foarte multe ori. Nu am un plan fizic, dar puteți să găsiți pe internet cu siguranță sau să vă cumpărați din librării. A doua carte se numește Schimbând gândirea, schimb viața. Senzațională această carte și cred că titlul spune tot. Deci exact despre asta se vorbește și a treia carte pe care o am în plan fizic este Realizarea țelurilor. Și despre această carte v-am vorbit în acel videoclip despre productivitate. Toate sunt foarte bune. Asta pot să zic că este mai mult pentru aceia care nu știu să-și seteze obiectivele. Această carte te învață tot de ce ai nevoie ca să faci acest lucru. Deși cam toate vorbesc despre acest lucru, dar sunt diferite. De exemplu, Începe cu ce nu-ți place, vorbește mai mult despre cum să fii cât mai productiv, cum să-ți pui prioritățile, dar cred că și în a doua carte, Schimbând gândirea, schimb viața, la fel se vorbește despre priorități și mai multe chestii. Sunt niște cărți foarte bune, eu vi le recomand cu mare drag. Haideți să vă citesc ce scrie aici pe spate. Doar de la aceasta, ca să vă dați seama cam despre ce este vorba. Tracy nu-și pierde vremea cu cei care se tot scuză și nici nu este îngăduitor cu cei care se tot vaită. În această carte prezintă atât cele 7 elemente cheie de care ambițioșii aflați în căutarea succesului trebuie să țină neapărat seama când își propun ceva, cât și cei 12 pași pe care trebuie să-i urmeze ca să ajungă la rezultatul dorit. Punct. În general, despre acești 12 pași se vorbește pe care trebuie să îi urmezi ca să îți realizezi țelurile. Am menționat deja 3, a patra carte este Tată bogat, tată sărac. Nu o am aici în plan fizic, dar o am în România. Fiindcă am citit-o, n-am mai adus-o, dar cred că cu siguranță o să-i zic soacrei mele să mi-o aducă, pentru că de mult n-am mai citit-o. Și deși Robert Kiyosaki are mult mai multe cărți și mai am câteva în plan fizic de ale lui, totuși eu vă recomand să începeți cu aceasta, pentru că este cea mai simplă pe înțelesul tuturor. Cred că până și un copil ar putea să o înțeleagă. Ce m-a învățat pe mine această carte este cum să am grijă de cheltuielile, de veniturile mele și tot ce înseamnă partea asta de venit pasiv, venit activ și așa mai departe. Cred că mai mult cartea aceasta lui Robert Kiyosaki îți arată mai mult calea către independența financiară și îți pregătește mai întâi de toate mindset-ul, să zic așa, pentru cărțile lui, cele care urmează din această serie, pentru că are mult mai multe. A cincea carte care mi-a schimbat viața este Secretele minții de milionar, de Harv Eker, cred că așa se numește autorul, cam așa arată, pentru că o am aici în plan fizic.
foarte bună cartea, foarte bună cartea. Am citit-o deja, cred că, de vreo 2-3 ori și trebuie să o mai citesc pentru că uit atât de repede, nu știu cum sunteți voi, dar uit atât de repede conținutul cărților, deși eu mi le notez. Notez toate informațiile importante și a doua oară, a treia oară când o citesc, îmi este mult mai ușor să citesc elementele cele mai importante, da? Și să pun accentul anume pe aceste notițe. Și fiindcă uit atât de repede conținutul, desigur că revin de mai multe ori asupra unei cărți care știu că mi-a plăcut foarte mult și care mi-a schimbat viața, să zic așa. Aceasta este una dintre ele. Cred că din această carte pentru mine au fost cele mai folositoare, anume niște afirmații. Desigur că și această carte din nou mi-a schimbat mindset-ul foarte mult, a contribuit mai degrabă la dezvoltarea mindset-ului meu și anume pe acest subiect. Și am de aici niște afirmații pe care le tot repet și care îmi plac foarte mult. Un lucru care îmi place foarte mult la această carte este că la fiecare, nu știu, capitol sau nu știu, cred că sunt mai multe, sunt aici niște declarații în care trebuie să acționezi cumva. De exemplu, în momentul respectiv, ia să vedem ce scrie aici. Puneți-vă mâna pe inimă și spuneți, eu îmi stabilesc nivelul succesului financiar, atingeți-vă capul și spuneți, am 1000 de milionari. Ceva de genul. Sunt foarte multe chestii, desigur că nu trebuie doar să citești această carte, dar trebuie să și acționezi în această direcție. Ok, a șasea carte cred că este la număr. Ia să vedem ce avem aici, da. A șasea carte este Dimineața Miraculoasă. Nu mai știu de cine este scrisă, dar v-am spus, o să înseriez imaginile aici și o să vedeți și voi autorii. Această carte, Dimineața Miraculoasă, am citit-o pentru prima dată sau am ascultat-o, de fapt am ascultat-o ca și carte audio în engleză și în rusă am ascultat-o. În anul 2021, cred? Da, cred că atunci am descoperit-o. Vai, această carte mi-a schimbat complet. Mi-a schimbat complet rutina mea zilnică și anume m-a ajutat să-mi dezvolt acel ritual despre care v-am vorbit eu mai devreme. Este foarte important să ai un ritual. Cred că pe mine cel mai mult mă ajută să merg în direcția potrivită, să nu mai fiu deprimată sau frustrată, nu știu, cumva. Acest ritual mă ajută foarte mult, nici nu știu cum să vă explic acum, dar pe mine, da, știu, mi-a venit acum ideea. Acest ritual mă ajută să îmi țin echilibrul în fiecare zi. Și anume, prin aceste acțiuni, meditație, sport, rugăciune, vizualizare și lectură. Cred că 5 sunt, nu mai știu sigur, dar dacă o să citiți cartea, o să vedeți cât de valoroasă este. Și mai ales dacă o să puneți în practică toate acele practici, o să vedeți cât de mult o să conteze și cât de mult o să vă schimbe viața. Cel puțin mie mi-a schimbat-o, sper tare mult și vouă să vă facă la fel. Următoarea carte, care este a șaptea, cred, a șaptea carte, o am aici printată, se numește Build an Empire, How to Have It All, de Elena Cardon. Nu știu dacă o știți pe doamna respectivă, este soția lui Grant Cardon. Am o carte și de a lui Grant Cardon despre care o să vorbesc în continuare, dar am ales să încep anume cu ea pentru că cartea asta, vai, cartea asta este bună pentru fiecare femeie în special. Este genială și cred că vă dați seama despre ce vorbește. Build an Empire, How to Have It All. Asta este și subiectul. Dacă vreți să construiți un imperiu, vă recomand această carte. Este foarte bună, foarte multe povețe și nu doar povețe, așa mi-a venit mie acum să-i zic, foarte multe chestii valoroase sunt aici, în special pentru un cuplu. Genială cartea. Am ascultat-o ca și carte audio, mi-am cumpărat de asemenea și e-book-ul și de obicei dacă am e-book-ul unei cărți, îmi place să-l printez pentru că mult mai bine citesc așa. Mi este mult mai bine să citesc în format fizic decât pe telefon sau pe calculator. Mă deranjează foarte mult lumina calculatorului sau a telefonului când citesc și îmi place de asemenea să-mi însemn. Din câte vedeți, din nou notițe cu pix roșu și îmi place să și recitesc aceste notițe. Foarte bună carte și o recomand cu mare drag. Și următoarea carte, cred că este a 8-a, este 10X de Grant Cardon. O să vă atașez aici. Pe aceasta am ascultat-o ca și carte audio, puteți o găsiți și pe YouTube dacă vreți, foarte bună cartea, însăși această carte este despre 10X, adică cum să-ți înzecești efortul muncii tale, să zic așa, adică cum să faci totul de 10 ori mai mult. Foarte bună cartea, foarte bună cartea și nu să vă spun nimic mai mult, dacă vreți, ascultați-o sau citiți-o, pentru că sunt foarte, foarte valoroase ambele cărți. Și ultimele două cărți, de fapt asta este penultima.
Se numește Meditations de Marcus Aurelius. Este o carte adaptată pentru zilele noastre de James Harris. Am ascultat această carte pentru prima dată ca și carte audio în română pe AudioTribe, cred că așa se numește aplicația. Este o aplicație, cred că făcută de niște români, în care găsești foarte multe cărți în română, dar cred că și în engleză, nu mai știu sigur, în format audio. Plătești pe lună, nici nu mai știu cât costă, și ai foarte, foarte multe cărți acolo. Am ascultat această carte în acea aplicație. Mi-a plăcut atât de mult, deși această carte o aveam în casă, pentru că a fost cumpărată de soțul meu acum ceva timp, doar că este în engleză. Și fiindcă am ascultat-o în limba română și mi-a plăcut atât de mult, am zis că trebuie să mă apuc neapărat de ea, să o citesc în engleză. Nu știu de ce, înainte să ascult cartea asta, aveam impresia că fiind o carte destul de veche, Marcus Aurelius s-a născut către prin anii 150 înainte de Hristos, ceva de genul. Deci este o carte, de fapt nu știu neapărat cartea asta. Sunt niște gânduri vechi de peste 2000 de ani. Nu știu de ce credeam că o să fie o carte grea. Nu, este o carte cu un limbaj atât de simplu, cred că pe înțelesul tuturor, dar cu niște povețe atât de bune. Doamne, am văzut acolo niște gânduri atât de bune. Este o carte care mi-a schimbat mindset-ul, să zic așa, și o să mai ascult și o să mai citesc, pentru că, desigur că uiți efectiv tot ce citești și asculți, rămâne doar o mică parte în creierul tău, care o recomand din tot sufletul. Este o carte care, v-am spus, învață cele mai simple lucruri, până și cum să te trezești din pat dimineața. Și nu mi-aduc aminte exact cuvintele pe care le spune, dar spunea ceva de genul: știu că îmi plap, mă, e cald și bine, ceva de genul acesta, dar trebuie să te ridici, cumva să acționezi. Nu știu, acestea sunt cuvintele mele, dar spus într-un mod foarte frumos și artistic, dar într-un mod simplu, să zic așa. Foarte bună cartea, o recomand din tot sufletul și abia aștept să o citesc în engleză. Și din câte vedeți e și foarte drăguță. Și ultima carte se numește Prea bun ca să fii ignorat și uit mereu acest titlu. Dacă uit titlul, nici nu mai zic cum se numește autorul, stați un pic. Vă spun imediat pentru că o am ca și e-book pe laptop aici și o să deschid capitolul 1 să vedem care o imagine. Da, se numește Prea bun ca să fii ignorat de Cal Newport și o să vă inserez imaginea aici. Este o carte pe care am cumpărat-o în format audio, nici nu mai știu de unde, soțul meu a cumpărat-o și a zis că e foarte bună. Mi-a recomandat-o și mie și desigur că am început să o ascult și cred că deja sunt pe la sfârșitul cărții, nu mai știu la ce capitol sunt, dar este o carte atât de bună și anume, ăsta este și subiectul, prea bun ca să fii ignorat, cum să devii foarte, foarte bun în domeniul tău, astfel încât să nu poți fi ignorat. Dar desigur că necesită foarte mult timp până vei deveni cel mai bun și anume, această carte vine cu tehnici și cu sfaturi în care îți arată cât de important este să aloci foarte mult timp unui domeniu ca să devii foarte, foarte bun în acel domeniu și după aceea o să vezi și rezultatele. Această carte vorbește în special că nu este atât de importantă pasiunea. Dacă și eu până acum credeam că este foarte important să fii pasionat de un lucru ca să fii bun în acel domeniu, nu este așa. Să știți că pasiunea vine pe drum. Odată ce te adâncești în acel domeniu și începi să înveți mai mult și începi să devii mai bun, pasiunea vine pe drum. Nu trebuie să fii pasionat ca să începi ceva. Trebuie să faci ceva și după o să devii pasionat. Foarte bună carte și o recomand cu mare drag. Cam acestea au fost cuvintele generale. Nu știu, poate n-au fost cele mai potrivite, dar acestea au fost acelea pe care le-am găsit eu acum, în momentul acesta. Dragilor, am ajuns la finalul acestui videoclip. Sper tare mult că v-a plăcut acest daily vlog, acest videoclip motivațional, inspirațional, nici nu știu cum să-i zic. Așa am simțit eu în momentul acesta să vin către voi cu acest videoclip. Să împart chestii din viața mea personală, să împart gândurile mele cu voi, să împart sfaturi, să împart impresii, să împart tot ce ați văzut în acest videoclip. Și era să uite încă un lucru. Vreau ca anul acesta să îmi planific și toate videoclipurile pe care o să le filmez pentru acest canal de YouTube.
pentru că până acum am mers haotic, iar anul acesta vreau să am planificat și acest lucru. Și dacă filmez 4 videoclipuri pe săptămână, deci trebuie să postez vreo 48 de videoclipuri. Așa că vreau, pe lângă organizarea agendei mele, să mă așez așa frumos la calculator și să-mi scriu toate aceste videoclipuri după lună, să vedem ce și cum o să filmez. Și chiar dacă am câteva idei notate despre videoclipurile pe care vreau să le filmez, vreau să vă rog și pe voi să veniți cu sugestii. Deși credeți-mă că eu țin cont și de sugestiile voastre vechi, chiar mi-am notat și unele întrebări sau unele sugestii de videoclipuri care au venit de la voi până acum. N-am uitat de ele, doar că trebuie să mă organizez, să mă pun într-o zi la calculator și să încep să scriu acele videoclipuri, și anume nu doar să le scriu, că ideile vin foarte rapid, dar să mă organizez așa încât, de exemplu, videoclipul respectiv îl filmez în luna respectivă și așa mai departe. De aceea, toate sugestiile de videoclipuri pe care vreți să le vedeți aici pe canalul meu de YouTube, puteți să le lăsați mai jos în comentarii, pentru că o să mă ajute foarte mult și o să vin de asemenea și eu cu un ajutor către voi ca să vă ajut sau să vă inspir sau să vă motivez. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați stat cu mine până la final. Dacă nu v-ați abonat deja, vă rog tare mult să o faceți, pentru că înseamnă foarte mult pentru mine, și să apăsați și pe butonul de like. De asemenea, puteți să mă urmăriți și pe Instagram și pe TikTok, pentru că și acolo sunt destul de activă. Să aveți în continuare o zi sau o seară minunată. Noi ne revedem joia viitoare. Pa, pa!